În România suntem deja în etapa a doua de vaccinare, a început chiar pe 15 ianuarie, însă vedem că a început puțin cu stângul, pentru că am văzut diverse cozi, atât la Institutul Marius Nasta, astăzi am văzut o coadă și la Romexpo, iar oamenii spun în continuare că nu se pot înregistra pe acea platformă care pică deseori. Bun. Se puteau face lucrurile și altfel, domnule Iescu? Asta spuneam un pic mai devreme. Sigur că e loc de mai bine, întotdeauna e. Era evident că o astfel de campanie de asemenea anvergură e foarte greu de făcut. Mai ales că am vrea într-un interval scurt. Gândiți-vă că în acest moment, acea treime din populație care se încadrează și-ar dori să o facă cât mai repede, mare parte, da? Deci faceți un calcul simplu. Două treimi dintre români vor să vaccineze. Dacă facem un calcul, o treime din populație și din acea treime, eu zic că sunt mai mult de două treimi între cei vulnerabili. Persoanele vulnerabile își doresc într-un procent mai mare. Realizați ce înseamnă, ce impact ar fi și indiferent câte centre ai avea, cum să faci să meargă lucrurile bine, mai ales că e o sursă, până la urmă, IT, cade și în alte situații, da, păi în situația asta. Nu înseamnă că nu-i loc de mai bine și eu vreau să cred că de la o zi la alta, sau de la o săptămână la alta, vor fi îmbunătățiri pe partea de logistică. Dar atenție, trebuie să ne gândim și la componenta care nu ține de noi, și anume felul în care vom avea aceste doze. Pentru că degeaba faci un sistem care să funcționeze extrem de bine și să n-ai suficiente doze. Nu? Până la urmă. Este important să ne grăbim în siguranță. Adică să o facem suficient de repede, dar în așa fel încât să vedem și nivelul sau modul în care obținem acele doze. Adică ne uităm la tranșe, ne uităm la ceea ce se întâmplă ca situație în Europa, că altfel nu rezolvăm nimic. Vom ajunge în punctul în care nu vom avea suficiente doze, de exemplu, da? Și în plus, clar, legat de partea de... Eu cred că trebuie să existe și un pic de răbdare. Pentru că lucrurile din nu pot să rezolve. Din partea românilor. Trebuie să fie un pic de răbdare. E foarte bine că sunt doritori. Dar e clar că dacă n-ai reușit într-o zi, o faci în ziua următoare. Sau o faci peste 3 zile sau 5 zile. Plus că este evident că în zonele roșii, cum e capitala, vor fi mai mulți doritori și atunci e clar că intervalul de timp până când poți face programarea va fi mai lung. Că deja am văzut că se întâmplă în momentul în care vrei să te vaccinezi, de obicei se merge la un centru care e la o anumită distanță. Am avut situația asta în Timișoara. Mergeau la localități sau în zone care erau cumva la o distanță. În acest considerent. Dar înțeleg că sunt, că tocmai de aceea s-au format și aceste cozi, înțeleg că sunt oameni care încearcă să se înregistreze pe acea platformă, nu reușesc, chiar am auzit pe cineva că au încercat două zile la rând, n-au reușit și astfel au mers la coadă, să stea efectiv la coadă. Aici sunt, hai să lămurim care sunt variantele prin care ne putem programa. Este site-ul, sunt numele de telefon și este medicul de familie, care are un rol foarte important. Gândiți-vă că toți cei care au mai puțin de 65 de ani au nevoie de medicul de familie care să transmită informațiile legate de afecțiunile lor cronice. Deci nu are rost să mergem să stăm la cozi la centre de vaccinare. Nu are rost pentru că centrele de vaccinare au un anumit număr de doze, au o anumită programare, este evident, e latura umană, nu pot merge lucrurile chiar pe bandă, sunt condiții de siguranță. Sunt timp de așteptare, deci ne trebuie răbdare, categoric.